Nu i-am spus treaba asta. Aș fi vrut să o spun eu, dar nu sunt atât de deștept. Devin. Lucrurile bune încep acolo unde se termină frica. E o chestie universal valabilă. N-am spus-o, eu am spus-o fucking Will Smith. Ăla a spus chestia asta. Dacă stai și absorbi informația asta și te gândești la ea în toate spectrele vieții tale, o să-ți dai seama că așa este. Noi nu facem lucruri pentru că noi avem sisteme de autoapărare. Acum facem psihologie, nu mai facem marketing. Noi știm că nu trebuie să intrăm într-o casă care arde pentru că s-ar putea să ne ardem, da? Dar dacă vin eu și vă spun, dacă tu intri în casa aia care arde, o să salvezi 100 de copii care sunt pe moarte. Ai mai face-o? Depinde de doza fiecăruia de altruism. Unii s-ar putea să o facă, alții s-ar putea să nu. Dar dacă aș veni și aș spune, du-te, intră în casa aia care arde, că s-ar putea să primești 3 miliarde de dolari cu care să faci ce vrei tu după aia. Tot valor. Da, depinde ce primează pentru tine. Nivelul tău de frică e stabilit de tine, nu e stabilit de nimeni altcineva. De aia sunt oameni care sar din avion cu parașuta și sunt oameni care nu se urcă într-un avion să zboare până în Bulgaria. Exact din același motiv. Nivelul lor de frică este stabilit de ei. Iar nivelul ăsta vine din educație, experiențe, ce s-a întâmplat în trecut, ce fel de educație au avut, cât s-au fost lăsați să treacă singur strada sau cineva i-a ținut de mână și o șteze la cur. Și chestiile astea le ducem mai departe și problema cu ele apare în momentul în care le ducem în business. Mi-e frică să. Ce o să zică lumea? Who the fuck cares ce o să zică lumea?